cred că mai băgam. Mergi, da? Downhill. Nu mai ai masă unde să le trândești. Nu mai am masă și... Downhill negru. Uite-l aici. Nu știu de pe camera, dar sigur e negru, da? O să vede. Abia am băgat un camel din ăsta original black. Frate, deci m-a dat durere de cap după ce l-am fumat pe ăla, de m-a luat de să moare dacă nu, a trebuit să -mi revin, să mă pun aici, să mai stau o leacă, să -mi revin până mai bag una. 29 de lei pachetul. 20 de țigărușe lungi, da? British Tobacco. Fine cut. Bă, să știi că Downhill pentru mine chiar au o chestie mai specială și sobranie. Așa că asta, adică mă aștept să fie bune. Da? Mă aștept să fie ok, nu știu, chiar dacă star, chiar dacă e să nu rupă. Bă, deci a fost grav la camelul ăla, grav rău. Hai că mă apuc de treaba aici. Grav rău de tot. M-a înnorocit. Uși nu venea să cred că poate să fie. Cred că a fost cele mai nasoale țigări vreodată. Tare așa, hai. Clasicul pachet, cred că, cu, da, cu deschidătoare din aia. Da. Am mai spus eu că odată înainte era deschidătoarea asta, nu era cu pactocul, a făcut băieții și mei. S-a futut. Doamne! Băi, am încercat să fac pe deșteptul, băi! Bă, când ești, taci din gură, băi! S-o rup de tot, adică... Nu te mai da deștept, taci din gură, bossule, adică eu. Peric blend. S-o rup de tot. Hai din capul meu. Hai că încerc să... Să scot de aici. Și el v-am pachetul, că nu este acolo. Ia. Hai să filmez așa. Uite cum stă capacul ăsta de... S-a rupt tot. Am încercat să fac, să par pe aici, interesant. Ia. O sulă. Deci. Cam așa arată țigara, țigara arată foarte bine, din punctul meu de vedere, chiar o țigară simplă, bărbătească, cu filtrul înfundat, da, și filtrul cred că e mai lung decât camelul, stai un pic. Bă, să știi că nu e de lung, nu te numai am eu acum la mine nici un exemplu, dar e mediu ca filtrul, dar oricum, mai lung decât camelul ăla, original black, da, aia e, că acolo de aia trebuie ție căpățâna, că e prea scurt ăla, mă. Au făcut economie la filtru, dar au pus țigărușă, o țigară lungă, da? Fine cut. Bă, mă, așa să fie finuțe, ca de obicei ce face Downhill-ul, știi? Hai cum apuc aici, te... De... Ce fumează Bobby? Da, ce fumează băieții deștepții. Deci 29 de lei. Nu mai durează mult? Crede-mă, să fie 30 de lei? Mă, da, bune, mă. Bă, băiatule, bă. Bine că am început cu camelul ăla ca să-mi dau seama. Ci... Nu mai durează mult, o să fie 30 de lei ca popa, adică în vară, cred că. De cât e? 29. Și că e 30 au dat pe el. Bine, unde e prinde? 29. Acum, în mai 2024. Ia! Bă, da, bune, mă. Bă, pur chiar dacă sunt mai tare un pic așa, chiar dacă... Bă, băiatule, pur și simplu nu mă deranjează pe birigată, pe gât aici. Nu mă înrocește pe plămân, știi? Și nu le simt tăria aia, bă. Știi, uite, fix durerea asta de cap ești din frunte, să moare dacă te mint cu ceva, a rămas după camelul ăla, bă, frate, bă. După camelul ăla. Îți dai seama că și alea sunt fumabile, că cineva le fumează, frate. Cine are nevoie, cine nu mai poate, cine bagă 3 pachete de Kent din asta, bagă un din ăla, așa, de ajunge. Cine face upgrade, bă, da-s bune astea, mă. Asta chiar-s bune, mă. Bă, pe bune vorbesc. Deci Sobrani și Downhill-ul. Pur și simplu, sfinuțe, nu te deranjează nici la gâtleș, nu te deranjează nici la căpățână. Nu simt nimic așa, să mă ia căldură, să mă ia cu transpirație, să fie dulcege, să fie într-un fel. Pur și simplu, îi țigară fină. Băi, adică, dacă e să o iau așa pe preț, îi prețul, îi fix prețul corect. Că na, faci comparații un pic, nu, între Kent 6 și care îmi plac mie și astea. Na, eu era că diferență de preț, dacă e soi de preț, dar băi, merită banii, pe bune vorbesc. Acum, bă, te la Downhill să moare dacă nu. Să le fac atâta, să-i lau, să-i ridic în slăve așa. Îi aștept pe la contabilitate să... Să-mi dea banii.
Dar, îți bune, mă. Pur și simplu, chiar s-o chemă, frate, mă. Astea. Le simt un pic mai tari, dar... Că na, Dunhill Negru, noaptea, s-o dau așa, în temă aici. Dar... Eu, deci camelul ăla nu l-am putut duce la capăt, bă, frate. Nu l-am putut, după ce am oprit camera și stins țigara, nu puteam să... Mă omoară de tot. Dacă mai bag, mai băgam o tel, bă, oprește, bă. Dacă mai băgam o țigară... Mă înnoroceai tot. Bă, da, asta chiar s-ok. Ți-am zis, e faza că fix ce spune, fine cut, așa, sunt foarte finuțe. Au o anumită, exact cum a zis cineva, au o anumită o aromă, au o anumită. Și atâtea țigări am fumat, asta chiar au o anumită aromă, au o anumită finețe, da? Sunt finuțe. Ăsta e adevărul. Băi, dacă e ca așa, ca și notă, că poate nu-s pe gustul meu, că poate un pic mai tare decât ale albastru. Dar dacă ar fi așa, 10, frate. 10, pe bune vorbesc. Doar pentru faptul că nu mă deranjează, nu-s greoaie, n-au fumul greu, nu mă neacă, asta-i, 10. Hai, ne auzim, pa!